a fost o săptămână intensă pentru fanii Survivor All Stars. Jador a fost descalificat din competiție, iar Cătălin Moroșanu a pierdut duelul cu Cătălin Zmărândescu și a părăsit emisiunea. Un val de controverse a fost stârnit în mediul online, după ce manelistul a fost dat afară din jungla dominicană. Prezentatorul de la Pro TV a fost aspru criticat și pus la zid de către o mulțime de fani ai concursului. Începe o nouă săptămână de Survivor, nu poți să spui foc fără să spui Survivor România. 3, 2, 1. Daniel Pavel a fost în centrul unui mic scandal pe internet, după ce Jador a fost descalificat din competiția filmată în Republica Dominicană. Prezentatorul de la Survivor All Stars a fost pus la zid de către o mulțime de fani, din pricina faptului că manelistul a fost dat afară din emisiune. Un mesaj pentru toți cei care mă roagă să fiu imparțial sau mă acuză că nu sunt. Eu sunt prezentatorul acestei emisiuni, nu dau eu afară oameni, doar anunț acest lucru. Poate tonul este mai apăsat când sunt sancționați sau se încalcă regulamentul grav. 1-0 pentru războinii și pregătiți să intre pentru... Runda a doua a jocului pentru recompensă, 5-3 pentru faimoși. Așa că vă rog ca, așa cum vă respect și eu, să mă respectați și voi pe mine. Mulțumesc frumos, se arată în postarea făcută de prezentator pe rețelele de socializare.